Echipele Salvital au început noul an calendaristic cu obișnuitele caravane medicale cu precădere în mediul rural. Anul nou a venit și cu servicii noi, astfel că pe lângă procedurile medicale cu care sătenii sunt deja obișnuiți, pot beneficia de consultații legate de testarea auzului, dar și de măsurarea densității osoase. Activitatea Asociației Salvital Hunedoara se desfășoară în colaborare cu Consiliul Județean Hunedoara și cu unitățile administrativ-teritoriale din județul nostru. Serviciile medicale oferite de aproape 19 ani hunedorenilor în mediul rural, fiind evidențiate de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, în cadrul unei conferințe de presă. Avem foarte multe comune, putem mai medici de familie. Prezența Salvitalului în aceste comune, chiar și unde este venit de familie, este atât de benefică încât nu vă imaginați. În 2021 a fost în 88 de localități din județul Hunedoara și au participat 2400 persoane la activitatea de verificare sănătății. În 2022, 134 de localități, 2763. În 2023, anul pe care l-am încheiat, 103 localități, 3643 de cetățeni au participat la această acțiune de verificare. A fost, nu vreau să o spun, dar care tot am microfon acum, a fost oameni care spunea că de 40 de ani nu am venit la un medic la familie și când l-am depistat un diabet 300 și ceva, ne vine să cred. A fost emis la spital, s-a dat medicamente, tratatul și timp. Deci, iată că activitatea sănătății de la an la an, vă spun una pe suflet, de la an la an, s-a îmbunătățit, se îmbunătățește, sunt mândru că îi putem finanța. Că noi nu finanțăm o campanie politică, deci noi finanțăm o activitate care an la an funcționează. Îi susținem cu plăcere, fiindcă fac ceva, nu politic. Noi nu facem asta în anul din campanie electorală. Noi facem asta în permanență, din ianuarie, în decembrie și alegerile din ianuarie. Începând cu anul 2021, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, Asociația Salvital desfășoară activitatea de telemedicină, dar susține și cursuri de prim ajutor. Pe lângă aceste campanii de telemedicină, care le-am început acum 3 ani, noi mai facem cursurile de prim ajutor. Nu vă dați seama și vă invit la școli, la licee, la colegii, cât de importante sunt pentru preșcolari, pentru școlari, pentru cadre didactice. În 2021 am avut 1670 de cursați. Cursurile au fost susținute și în mediul urban și în mediul rural. În 22, 1147 de cursați. În 2023, 5078. Este foarte important ca spiritul civic să fie implementat copiilor. Asociația Salvital Hunedoara își propune să continue și să dezvolte activitățile pe care le desfășoară pentru hunedoreni de aproape 19 ani.